cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni, mă scuzați. Eu urmăream aici, e o redacție, îmi pare rău că nu vă pot pune și imaginile din redacție, se lucrează, mai vorbește unul cu altul. Partea a doua cafea de dimineață, consumă excesiv de cafea virtual, nu dăunează sănătății. Cum anunțam, continuăm cu o altă echipă a Partidului Social Democrat, cea de la Târgu Neamț, care a venit însoțită, adică condusă de primarul în funcție și candidatul la funcția de primar, domnul Daniel Harpa. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Și alături de domnia sa, un om care deja este, cum se spune așa, specializat în administrație, fiind membru al echipei PSD în Consiliul Județean Neamț, domnul Dragoș Andoni. Bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit dumneavoastră și tuturor urmăritorilor din Târgu Neamț și din Județul Neamț. Domnul Dragoș Andoni, trebuie să fac această precizare, este unul dintre oamenii de bază de pe lista propusă celor din Târgu Neamț pentru Consiliul Local al Municipiului, al orașului. Bat gura, cine știe, acuș, curând, municipiu. Domnul primar, prezentați-l dumneavoastră pe domnul Andoni și până o să rog pe domnul Andoni să vă prezinte pe dumneavoastră. Da, așa cum am spus de nenumărate ori, m-am dorit și îmi doresc din tot sufletul să prezint viitorii consilieri ai administrației locale din Târgu Neamț. Și urmează acum astăzi, să-l, cu toate că nu mai are nevoie de prezentări, să-l prezint pe Dragoș Andoni. Este un prieten de-al nostru bun, de ani de zile. Știm cu toții că este fiul răposatului domnul Andone, care, Dumnezeu să-l ierte, care a fost alături de noi din 2012, alături de mine, alături de președintele Arsene. Și dincolo de asta o personalitate. Și o personalitate a orașului. Toată lumea știe cine a fost domnul Andone, așa că mă bucur că astăzi Dragoș a hotărât și a ales echipa Partidului Social Democrat, echipa primarului din Consiliul Local al orașului Târgu Neamț. Este unul dintre tinerii viitori consilieri ai primăriei Târgu Neamț. Mai spuneam și în alte emisiuni că am ales atât tinerii cu experiență și cu, eu știu, cu o pregătire destul de puternică, care să învețe de la consilierii locali mai vechi, mai în vârstă, să spunem așa. Așa că Dragoș nu are decât să vină cu experiența lui din Consiliul Județean. 4 ani de zile a fost consilier județean și nu mai vorbesc, să vină cu proiecte care trebuiesc inițiate și puse pe hârtie la Târgu Neamț. El este locuitor al Humuleștiului și tocmai de aceea înseamnă că avem ce discuta despre zona respectivă. Am hotărât să se ocupe foarte serios de cartierul Humulești, pentru că mai sunt multe de făcut. Așa cum s-a ocupat și din postura de consilier județean pentru Târgu Neamț, inclusiv pentru cartierul Mureș, așa va face și acum. Așa cum am mai spus, am încredere în el, este un om serios, un tânăr căsătorit, un tânăr tătic și dintr-o familie adevărată, bine închegată și de oameni serioși. Înainte de a vorbi despre dumneavoastră și activitatea de consilier județean, chiar mă interesează să-mi spuneți cum se desfășurau lucrurile acolo. De ce ați ales echipa Harpa? De ce nu ați rămas, să spunem, în echipa de la județ? Vedeți, dumneavoastră, lucrurile nu stau chiar așa, adică n-am făcut o alegere să aleg echipa Harpa și să abandonez o altă echipă. Noi suntem cu toți aceeași echipă. Mutarea de la Consiliul Județean la Consiliul Local a ținut mai mult de niște chestii personale, familiare, cum a spus și domnul primar Harpa. Locuiesc în Târgu Neamț, în Humulești, de 8 luni de zile ne-a binecuvântat bunul Dumnezeu pe mine și pe soție cu un băiețel și vreau să fiu aproape de familie, pentru că, pe lângă altele, mi se pare unul dintre cele mai importante lucruri. Înțeles. Deci, practic, noi nu, eu unul n-am schimbat echipa, continuăm în continuare împreună.
Noi suntem aceeași echipă din 2012. Adică în frunte cu președintele Arsene, în frunte cu el, cu mine și ceilalți care suntem în echipă, din 2012 am format această echipă și vom merge în continuare până când ne vom retrage din politică. Aici vorbesc din punctul meu de vedere și cu siguranță și sunt Dragoș. Sunt perfect de acord și în asentiment cu domnul primar. Haideți, povestiți-ne un pic activitatea de consilier județean și în ce măsură de acolo ați putut contribui cu un sprijin pentru ceea ce se întâmpla în Târgu Neamț, în zona în care locuiți. Pentru că noi am mai discutat acest lucru, la un moment dat orașul Târgu Neamț a fost ajutat cu sume destul, cu proiecte, cu sume importante, cel puțin pe câteva direcții, spital, proiecte pentru reabilitare, etc. Dar dumneavoastră sunteți mai din interiorul lucrurilor. Vedeți dumneavoastră, Târgu Neamț a fost ajutat și proiecte s-au dezvoltat în trei județuri. Adică domnul Arsene a avut grijă ca prioritatea să fie dezvoltarea întregului județ și în același timp a orașului Târgu Neamț. Proiecte au fost atât pe infrastructură cât și pe cultură, educație, spital, cum ați spus și dumneavoastră. Au fost proiecte care s-au făcut în primul rând și inițiate și supuse către vot în primul și în primul rând în interesul cetățeanului și bunăstarea acestuia. Dacă ne puteți da câteva exemple, să vă ajute și domnul primar. Da, o să încerc eu să completez ceea ce a spus Dragoș. E greu să vorbești despre lucrurile pe care, mă rog, e normal aproape să le faci. Ți se par o normalitate. Că dacă votezi o sumă de bani pentru ceva, se pare normal, dar uite că de multe ori lucrurile astea nu se cunosc. Atunci e bine să fie reamintite. În Consiliul Județean, în ultimii 4 ani, și chiar în, hai să vorbim în ultimii 8 ani, dar vorbim de ultimii 4 ani, în special că a fost Dragoș consilier județean, am avut 3 consilierii județeni din zona Târgului Neamț. Iar eu am fost unul dintre oamenii care, în calitate de președinte a organizației locale, care i-am susținut pentru Consiliul Județean, pe liste la Consiliul Județean. Dar la schimb le-am cerut votul lor în tot ceea ce am solicitat finanțări de la Consiliul Județean. Și aici vreau să-l completez pe Dragoș. Cu siguranță sunt foarte multe proiecte și nu ai cum să le ții minte. Eu le mai repet așa pe la diferite emisiuni sau la diferite analize. Aici vreau să punctez foarte bine spitalul. Spitalul Târgu Neamț, care știm cu toții că în 2012 nu era nici acreditat, nu avea decât curtea interioară pavajată cu pavele. Iar cu ajutorul, inclusiv a Consiliului Județean, am reușit să dotăm spitalul și să-l modernizăm. Câteva exemple din cadrul spitalului unde s-au făcut investiții din bugetul Consiliului Județean și cu ajutorul votului consilierilor județeni. Și aici vreau să precizez că pe lângă Dragoș, ceilalți consilieri județeni PSD, am avut votul în unanimitate și de la ceilalți consilieri de la alte partide, ceea ce este un lucru îmbucurător. Vreau să spun de secția de chirurgie care a fost dotată și amenajată la norme europene. Vreau să vorbesc de secția de ginecologie, unde la fel am avut investiții cu bani de la Consiliul Județean și mare parte din școlile din orașul Târgu Neamț, unde am primit finanțări de la Consiliul Județean. Oricum, pentru mine și pentru Târgu Neamțeni a contat și va conta foarte mult ca pe lista Consiliului Județean să fie oameni din Târgu Neamț, să consilieri județeni din Târgu Neamț și trebuie să-i sprijin, nu mai vorbesc de sprijinul președintele Consiliului Județean Neamț, care, fiind din Târgu Neamț, pe lângă județul care îl administrează, va avea grijă și de Târgu Neamț să continuăm proiectele care le-am început. Așa cum și noi, eu cu cei 19 consilieri locali, am făcut tot posibilul să dezvoltăm orașul Târgu Neamț. Haideți să încercăm să mergem așa, spre proiecte. Deci, dumneavoastră veți reprezenta, ca să spunem așa, glasul celor dintr-o anumită zonă, dintr-un cartierul Humulești. Humulești. Când spui Humulești, automat ai tot felul de flash-uri care îți vin în minte. Ce se va întâmpla acolo? Cum v-ați gândit pentru viitor? Și vă rog să vă completați unul pe celălalt. Dragoș, sigur știe, are o evidență destul de clară, dar se va informa mult mai bine cu ceea ce s-a făcut în cartierul Humulești în cei 8 ani de zile. Sigur, sunt mult mai multe lucruri de făcut, de completat, de realizat,
Iar, prin, așa cum știu eu, cu siguranță va merge la fiecare cetățean în parte, cu agenda în mână, așa cum știu eu pe Neaculiță, Dumnezeu să-l ierte, cu agenda în mână și se întrebe pe fiecare, domnule, ce probleme aveți? Știu, sunt străzi neasfaltate, știu că trebuie dezvoltat, eu știu, zona turistică. Sunt multe lucruri de făcut, dar asta ne va spune, chiar dacă noi în cei 8 ani am văzut care sunt problemele, Dragoș se va ocupa de acest lucru și ne va spune de ce mai are nevoie cartierul Hmulești. Asta este treaba noastră, a echipei primarului Harpa, ca fiecare pe fiecare zonă din oraș există un reprezentant, un consilier local care trebuie să vadă problemele și să căutăm, să venim cu proiecte, cu soluții pentru fiecare cetățean și să identificăm fiecare problemă din fiecare cartier. Multe lucruri s-au făcut și multe lucruri se vor face în continuare, pentru că trendul trebuie să fie ascendent în ceea ce reprezintă dezvoltarea orașului Târgu Neamț. Bun. Sunteți locuitor al orașului. Ce credeți că este important pentru viitorul apropiat și viitorul mai îndepărtat? Lucru cu care să vină echipa cu proiecte și să le implementeze. O mare majoritate a proiectelor sunt deja inițiate de către domnul primar Harpa în funcție și sunt convins că dumnealui dorește să continue și să venim cu proiecte noi. Pe parcurs vom identifica și alte oportunități, dezvoltarea orașului, de atragerea antreprenorilor, a investitorilor în zona orașului Târgu Neamț. Da, aici completez eu, dacă vorbim de zona Humulești, știm cu toții că avem Casa Creangă la Humulești și acolo trebuie să investim destul de mult. Se știe că deja există un proiect inițiat, aprobat, semnat, finanțat pe fonduri europene prin Complexul Muzeal, prin Consiliul Județean, de a reabilita și dezvolta zona Casei Creangă și acel parc din lateralul Casei Creangă. Acolo trebuie punctat foarte bine, foarte bine că s-a ocupat Consiliul Județean și prin Complexul Muzeal de acel proiect. Trebuie discutat de infrastructura rutieră. Știm cu toții că există o mare problemă la intersecția de la Humulești. Intersecția de acolo, și datorită faptului că traficul rutier de pe traseul Piatra Neamț Poiana Teiului s-a direcționat spre Târgu Neamț și avem probleme mari, enorm de mari, și vorbim de acel sens giratoriu care l-am... E vorba de traficul greu care într-adevăr creează o mulțime de probleme. Da, deci trebuie realizat neapărat măcar un sens giratoriu și acum pot spune că suntem pe linie dreaptă, inclusiv cu avizele necesare la drumul național, pentru că drumul este drum național și ne trebuie avize necesare, ne trebuie o suprafață de teren să o cumpărăm. Suntem în discuții cu un cetățean din zona respectivă și vechea problemă cu biserica din centrul Humuleștiului, unde și acolo vom rezolva problema. Nu mai spun de ceea ce mai rămas de făcut în Humulești și aici mă refer la infrastructura rutieră, la drumul, pentru că omul asta vrea. Primul lucru care îl interesează să nu aibă praf, să nu aibă praf la poartă. Sigur, eu am un bilanț numai pe Humulești care l-am realizat și aș vrea să-l aduc la cunoștință telespectatorilor, numai în Humulești, în cartierul Humulești, nu vorbim de Târgu Neamț, avem la momentul de față, în cei 8 ani de zile, 17 drumuri asfaltate. Deci este vorba de un proiect la care am lucrat din 2012, un proiect care l-am realizat prin Programul Național de Dezvoltare Locală și aș vrea aici ca fiecare dintre noi să fim realiști și să fac tot posibilul să conving locuitorii cartierului Humulești că în 2012 nu era un drum asfaltat în Humulești, o stradă sau o fundătură. Acum avem 17 drumuri și nu mai vorbim de apă, canal, gaz, metan. Toate aceste proiecte nu le-aș fi putut realiza dacă nu lucram împreună cu echipa din primărie, nu inițiam proiecte și nu stăteam zilnic, nu vorbesc, nu vreau să fiu exagerat, dar zilnic stăteam pe telefoane când s-ar putea depune proiectele și când trebuie să mă duc la București să depun proiectele, în special pe fonduri guvernamentale. Așa că numai în Humulești am realizat la momentul de față construcția a 17 drumuri din acea zonă.
terminarea investițiilor pe apă, canal, pe fonduri europene și extinderea de gaz acolo unde nu era gaz metan. Haideți ca să spunem lucrurilor pe nume. Odată ce ai terminat investiția în apă și canal, obligatoriu e trebuie. Mult mai ușor, corect, să accesezi un proiect sau să faci un drum, pentru că nu mai ai nevoie de tot felul de alte lucruri, să mai tai încă o dată șoseaua, nu mai ai nevoie și autorizațiile le obții mai ușor. Fără discuție. Vă dau un singur exemplu. Pe strada Horea, Cloșca și Câșan, prima stradă care am asfaltat-o în Humulești, nu aveam asigurat gaz metan, pe o anumită zonă, un anumit traseu. După ce am asfaltat, am obținut avizul pentru extinderea de gaz metan, drumul s-a stricat. Acum trebuie să găsim resurse financiare să reparăm acea zonă unde s-a intervenit pentru extinderea de gaz metan. E și foarte greu de justificat în momentul în care îți vine cineva și spune, dom'le, ai asfaltat, de ce ai tăiat după? Păi știți că bag gaz metan, dar nu te-ai gândit înainte. Corect. Nu ai un plan de perspectivă, nu ai... Da, dar știți că oamenii cereau. Da. Și acum sunt criticat și sunt conștient de acest lucru, că sunt câteva străzi în Humulești unde abia am terminat cu gazul și cu extinderea de apă canal, unde nu am asfaltat. Dar proiectele sunt în derulare și vor fi puse în aplicare, indiferent că voi mai fi primar sau nu voi mai fi. Sau cine va fi la conducerea administrației locale va prelua proiectele care sunt deja inițiate și puse la locul lor. Nu mai vorbim la Humulești de școala din Humulești, care știți cu toții că în 2012 era o ruină. Da, vorbesc de pavilionul central, iar acum școala este terminată, dotată, copiii nu au altceva, să dea Dumnezeu să dea drumul la școli, nu au altceva decât să meargă în bănci, să beneficieze de ceea ce am făcut noi acolo. Făceam un material de sinteză despre școli pentru numerele viitoare din ziarul scris și, sincer, se pare că la Târgu Neamț a fost o zonă în care s-a investit foarte mult în toate unitățile de învățământ. Adică, pornind de la creșă până la liceul... Colegiul Ion Creangă. Colegiul Ion Creangă. Unde s-au investit cei mai mulți bani. E singurul colegiu din Târgu Neamț unde s-au investit foarte, foarte mulți bani. Adică cu acei bani, dacă nu aveam prioritatea școlile, copiii noștri, în primul rând și spitalul, cu acei bani care am obținut pe fonduri guvernamentale, aveam toate străzile din Târgu Neamț asfaltate. Dar trebuie să avem grijă în primul rând de viitorul copiilor noștri. Nu știu, făceam un calcul, numai proiectul de la Ștefan cel Mare reprezentau cam un sfert din bugetul, local, da. Nu mai vorbim despre creșă, care și aia... Creșa și liceul Ștefan cel Mare este bugetul orașului pe un an de zile. Adică lucrurile până la urmă trebuie prioritizate și aici este o chestiune care ține foarte mult și de modul de colaborare între primar, echipa de consilieri, populație. De aceea este foarte bine să existe oameni. Mesajul să ajungă corect. În comunitatea lor. Apropo de comunități, în momentul acesta, dacă ar fi Târgu Neamțu să-l considerăm tot ca o comunitate, în afară de asfaltare, pentru că ea nu mai este o prioritate decât pe anumite străzi, care este următoarea prioritate a orașului? Și vă întreb pe ambii. Turismul. Aici cred că domnul Dragoș ar putea să ne mai spună câteva lucruri. Zona Târgu Neamț este o zonă cu potențial destul de puternic. Eu aș spune turistic, foarte puternic. Așa. Și care domnul primar Harpa, din ce am putut vedea cu toții, a depus destul de multe eforturi împreună cu echipa dumnealui pentru promovarea zonei, zilele cetății, festivalul medieval. Au fost destul de multe proiecte realizate, duse la bun sfârșit pe tema asta și cred că trebuie continuat în sensul ăsta. Bun. Să văd și rezultate. Dacă stăm puțin și analizăm și ne plimbăm prin Târgu Neamț, vedem că vin destul de mulți turiști din multe zone, atât la Cetatea Neamțului, cât și la Casa Memorială Ion Creangă. Da, numai că vedeți dumneavoastră, dacă stai numai cu două flori și chiar de oricât le uzi, da, mai vine iarna și trebuie să le mai ții în casă, să le... Deci ar trebui dezvoltat, sau cel puțin cred că eu asta am mai discutat, da, cu dumneavoastră, un serviciu, un pachet de servicii care
să fie la alegerea turistului, care să nu vină doar să vină cu autocarul, să urce la cetate, să coboare, să mănânce din pachetel pe niște mese acolo și să plece mai departe, sau să treacă Casa Creangă cetate și să plece mai departe. Da, aici se discute de un parteneriat în care sunt implicate mai multe asociații, inclusiv, în primul rând, Consiliul Județean și Complexul Muzeal. Știm cu toții că am înființat de câțiva ani zile acea asociație Valea Ozanii, care se ocupă de tot ceea ce înseamnă promovare și organizare de evenimente. Din păcate, acum, în perioada pandemiei, nu se poate face nimic. Avem acel ținut al Zimbrului, cu toate mănăstirile din zonă și cu zimbrăria și cu direcția silvică. Avem, bine, ar trebui și obligatoriu se va realiza acest lucru, să implicăm tot ceea ce înseamnă agenții economici din Târgu Neamț, care dețin, în special pe partea asta, Horeca, care dețin pensiuni, hoteluri, terase, care să vină în parteneriat cu acele ONG-uri și să găsim un proiect comun pentru promovarea orașului și pentru a asigura pachete, așa cum spuneați dumneavoastră, turiștilor din Târgu Neamț. Nu mai spun că unul dintre motivele pentru care am investit și investim foarte mult în zona cetatea Neamțului, cu acel strand, acel parc și acea zonă de agrement, tot la fel am spus să venim în sprijinul turiștilor și a locuitorilor orașului Târgu Neamț. Teoretic, la anul, în vară, hai să spunem, poate chiar în primăvară, da, investiția, acea zonă de agrement, inclusiv cu amfiteatru, ar trebui să devină funcțională. Martie, aprilie va fi terminat. Deci cam așa ar trebui să fie. Deci ceea ce înseamnă că în vară, dacă merg lucrurile bine și în zona parcului, va fi un adevărat complex acolo care să permită într-adevăr desfășurarea de activități. Și aici poate ar trebui ca firmele de turism să fie atrase, să ofere asemenea pachete. Adică, dom'le, una este duși la Târgu de Turism de la București și alta este să faci parteneriate pe Ținutul Zimbrului, pe ce o mai fi, de acest gen. Acum, dacă nu mă înșel, pe 20-22, Ținutul Zimbrului organizează un fel de festival gastronomic, din câte îmi dau eu, am auzit. O să vedem cum se poate organiza în condițiile de acum. Dar asemenea lucruri ridică valoarea zonei. Ori dacă și organizezi și mai ai și alte lucruri pe care să le fac omul decât să vină să mănânce un ciolan cu fasole sau, mă rog, ce-o mânca acolo, este cu atât mai bine și câștigi și mai mulți bani. Și omul turistul trebuie ținut în Târgu Neamț, nu numai în Târgu Neamț, în zona Târgului Neamț, nu o zi sau câteva ore, câteva zile, dar să-i dai în fiecare zi, să-i faci un program pe fiecare zi în parte. Și toată lumea ar avea de câștigat, inclusiv mănăstirile din zonă, pentru că afluxul mai mare de turiști acolo înseamnă și pentru ei venituri în plus. Deci tot gândit într-o formă de genul acesta, mai devreme sau mai târziu se va întâmpla ceva și la oglinzi, după ce obțineți... Acel parteneriat sau acest proiect este în derulare. Deci, dar trebuie să lucrăm la el pentru a-l îmbunătăți și a băga în acest pachet inclusiv aceste investiții care am discutat. La fel, mănăstirile unde, din ce știu și din ce am văzut, există o colaborare foarte bună între ONG-urile existente în Târgu Neamț și mănăstirile din zonă. Da, cam pe aici este mersul pentru înainte. Altfel, ne oprim la două obiective, suntem mulțumiți că avem un număr de turiști, îl bifăm, ne-au vizitat cetatea 15.000 de oameni. Fâs! Da, nu. Că mai departe lucrurile nu sunt în regulă. Bun. Bine, aici trebuie lucrat și la aspectul orașului și la modul de a-i primi pe turiști. Nu neapărat treci prin centrul orașului, mergi la cetate și acolo este o problemă, dar din ce am discutat cu președintele Consiliului Județean, deja un proiect pentru sistem de transport până la cetate și înapoi. Vedem unde se vor găsi fonduri necesare, că e vorba de investiții de peste 2 milioane de euro, dar se va realiza, sunt sigur de acest lucru, pentru că știm cu toții, cetatea este administrată de Consiliul Județean. Noi ne mândrim că acea cetate este în Târgu Neamț, dar de administrat o administrează Consiliul Județean prin Complexul Muzeal. Acum câteva zile, luni, și aici vreau să felicit echipa cu care am lucrat, luni am depus pe fonduri europene un proiect de reabilitare a tot ceea ce înseamnă blocurile de pe centrul orașului,
Asta este o știre. Pentru că trebuie să facem ceva în acest sens. O să fiu criticat de ce nu am depus până acum, dar aceste blocuri sunt proprietatea oamenilor, nu sunt proprietatea primăriei. Iar fondurile europene sunt pe axe de finanțare, iar acum a venit momentul să se finanțeze blocurile prin asociații de proprietari. Așa că am reușit să depunem acele blocuri pe fonduri europene. Vor fi, oricum este o arhitectură mai specială, pliată pe cetate și pe zona de munte din Târgu Neamț, pe zona orașului Târgu Neamț. Și aici vreau să felicit echipa din cadrul compartimentului proiecte europene, că a muncit câteva luni bune, având în vedere și această situație cu pandemia și cu ceea ce se întâmplă în țară, stare de alertă, au muncit acești oameni și au reușit ca luni până la ora 10 să depună proiectele la ADR Neamț cu acele blocuri. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Este foarte greu, pentru că dacă un singur locatar nu dorește, sunt condiții. Și cât de greu a fost cu acel... Ați avut un bloc care a fost... Care l-am depus de 3 ani de zile și abia acum câteva luni am terminat. Exact, adică lucrurile merg foarte greu pentru că... Revenim la legislație. Da, legislația este de așa natură. Da. Nu vă mai spun că sunt blocuri prin oraș, prin Piatra Neamț, de exemplu, în care te uiți așa și vezi, etajul, parterul este reabilitat, are un loc unde nu este reabilitat termic, după aceea restul... Adică, noi avem 100 și ceva de blocuri în Târgu Neamț, iar pentru a veni în sprijinul oamenilor cu această reabilitare, bine, 100 de blocuri nu se poate realiza pentru că e o sumă destul de mare, iar primăria trebuie să vină cu o parte de cofinanțare. Nu mai vorbim de taxe la ISC, taxe studii, la studii, proiecte, rezabilitate, etc. proiecte. Și acolo toți sunt banii din bugetul local. Se adună. Din 100 și ceva de blocuri, abia am reușit să convingem proprietarii a 15 blocuri să semneze, pentru că trebuie să avem peste 60% semnături. Asta e primul pas ca să poți accesa un asemenea proiect. Nu ai 60% din semnături. Sunt foarte mulți oameni plecați în străinătate, nu ai cu cine discuta, dar eu mă bucur că centrul orașului am reușit să-l rezolv și să depun proiecte. Și se va vedea, probabil într-un an de zile se vor vedea roadele muncii echipei Harpa. Bun, apropo de echipă, noi am mai discutat lucrul acesta, ați spus că mergeți cu echipa care a fost și ați adus puțin sânge proaspăt. Domnul Andoni este și tânăr, nu numai unul din tine. Nu numai sânge proaspăt, așa, la modul generic, este și tânăr. Dar îmi spuneați că, domnule, am simțit nevoia să mai aduc economiști. De unde această nevoie? Eu nu sunt economist de profesie, dar în cursul celor 8 ani am învățat ceva din cum se realizează un buget la nivel de primăria orașului Târgu Neamț, un buget destul de mic, la pretențiile care le avem. Așa că am apelat la economiști. Așa cum ați văzut, a venit în echipa mea doamna Raicu, care a fost șefă la finanță, l-am pe Ionică Ruxândescu, care a mai fost consilier și a fost șef la finanțe, care știe ce înseamnă un buget. O am pe Ana Axintoaie, la fel, care este un economist de bază a privaților din Târgu Neamț. Și am completat, pe lângă economiști, cu tineri de genul Dragoș Andone, care va veni, care vor veni cu idei noi în ceea ce înseamnă dezvoltarea orașului Târgu Neamț. Și mentalitatea orașului. Schimbat. Asta vreau să vă spun, idei și mentalitate. Ce vă așteptați de la ei? Pentru că noi să aveți un plan, un proiect, acum sunt în derulare câteva proiecte și se apropie de finalizare. Ce așteptați? Pentru că așa proiecte, sunt sigur că echipa care o aveți deja lucrează. Ce așteptați de la consilieri? Pentru că, în general, consilierii sunt văzuți așa, ca niște oameni care sunt angajați ca să aerisească sălile de consiliul local. Știți cum? Funcționează pe bază de ventilație. Adică, să ridici mâna, o dai mâna jos. Mi-a plăcut foarte mult domnul Ruxandescu, da? Care a spus, domnule, eu nu m-am dus în consiliu ca să ridic mâna și să spun da. Da. Nu. Deci eu când am ceva, mă duc la primarul Harpa și spun, doamne, uite care-i treaba, aici cred că trebuie discutat așa. Stau jos și discut. Ce așteptări aveți de la acești tineri? Pentru că eu prefer să vină unul să-mi spună în față că ceva nu-i place, decât unul care ridică mâna în silă. Ăsta a fost și motivul pentru care am ales o echipă competentă. O echipă care, într-adevăr, să vină să spună lucrurilor pe nume. Vă dau exemplu Comisiei Economice, care a fost
în ăștia 4 ani de zile, am avut 4 economiști. Ruxandescu, Bisicianu, Ana Axintoaie și domnul Onu. Toți sunt economiști. Și am avut ședințe de consiliu unde ne-am schimbat câteva cuvinte mai dure între noi, dar constructive. Așa și pentru viitorii consilieri, nu i-am luat pentru a ridica mâna, i-am luat să vină să mă tragă de mânuță dacă greșesc sau dacă nu am o idee bună și să, pe zonele unde sunt repartizați, pentru că fiecare dintre consilierii locale au câte o zonă, să vină să ne spună care sunt problemele din acele zone. O să-l trageți de mânuță pe domnul primar? Fără doar și poate. La modul serios vorbesc. Nu suntem într-o emisiune din aceea scorțoasă. Deci sunteți dispus să intrați pe ușa primarului și să-i spuneți, domnule, aici mi se pare că la Humulești treaba nu e în regulă. Fără doar și poate o să facem lucrurile astea, pentru că avem și cu cine. Adică domnul primar, cum a spus și mai devreme, e deschis la lucrurile astea, la lucruri noi. Nu e o persoană, nu știu cum să zic, neapărat respingă. Scorțoasă, da. Inaccesibil. Un om deschis, un om tânăr care vrea să facă lucruri și se vede lucrul ăsta și acceptă când greșește, dacă greșește. Da, numai dacă greșește. Păi, dacă orice lucrurile greșește. Sunt făcute cum trebuie, n-are de ce să... Am înțeles. N-are de ce să accepte. Domnul primar, haideți să facem, eu vă fac o provocare, haideți să vorbim un pic despre, nu neapărat acum că nu mai avem multe minute, despre Târgu Neamț, un oraș al siguranței și al liniștii. Știu că ați investit destul de mult la nivelul poliției locale. Mai că legea în România este atât de interesantă încât de multe ori te duci, poliția locală constată, trebuie să sune la poliția națională care trebuie să vină și să... E o întreagă harababură. Ați punctat foarte bine. Cred că știți când acum câteva zile am avut o situație destul de urâtă în parcul unde avem noi parcul de la cetate unde se fac acele investiții și întâmpinăm probleme de genul acesta zilnic. Haideți să o spunem pe ăștia, au fost distruse niște bănci, o bancă nouă, și un stâlp de iluminat, care abia au fost amplasate. Câteva deci ele au fost proaspăt amplasate acolo. Bineînțeles că în jurul acestei chestii s-au făcut tot felul de discuții și tot felul de... Prefer să nu intru în discuții. Da. Ideea este așa, este inadmisibil ca să... pe o investiție nouă să se întâmple lucrul ăsta. Și atunci vă întreb, cum se poate întâmpla asta? Domnul Vale, problema la noi în România este generală. Vis-a-vis de legislația privind funcționarea, organizarea și funcționarea poliției locale, competențele poliției locale și competențele poliției naționale. Știm cu toții că există o problemă de cadre, în special la Poliția Națională. Foarte mulți s-au pensionat. Dar nu mai sunt oameni, ce să mai... Pentru că e mai ușor să ieși la pensie, să candidezi la un partid politic. Am înțeles. Dar dumneavoastră ați ieșit la pensie. Eu nu am ieșit la pensie, mi-am dat demisia. Ați plecat, da. Poliția locală la Târgu Neamț. Am 19 polițiști locali care împăzesc băile oglinzi, pentru că și acolo băile oglinzi, dacă nu am pază, intră cetățenii care sunt rău intenționați. Se găsește mult fer în zona. Așa, mult fer, da. Mult fer în zona. Avem parcul de la cetate care trebuie să-l păzim. Avem obligatoriu pază la primărie și obligatoriu 3 schimburi patrulă în oraș. Dacă facem un calcul, 19 polițiști locali sunt foarte puțini. Nu, dar și legea nu ți dă voie să angajezi mai mult pentru că trebuie să fie în funcție de număr de locuitori, maxim 19. Locuitor, da. Nu neg faptul că am avut nenumărate discuții, în special în Consiliul Local, și aici vorbesc toți consilierii la partidele politice pentru a desființa acea poliție locală. Pentru că sunt nemulțumiri, au fost nemulțumiri, dar nu se poate face acest lucru pentru că Poliția Națională și jandarmii sunt foarte puțini pentru a asigura în Târgu Neamț ordinea și liniștea publică. Este un subiect extrem de interesant. Este un subiect delicat, toată lumea mă critică, nu numai pe mine, probabil mai multe persoane care sunt implicate în această linie de ordine publică sunt legați de mâini și de picioare. Pentru că legislația este extraordinar de slabă.
extraordinar de slabă și sper că odată, indiferent cine va fi în Parlamentul României, să schimbe această lege. Polițistul național, polițistul local, dacă prinde un cercetător, nu are ce să facă decât să-l amprenteze, să-i dea amendă și amenda vine în debit la primărie și rămâne acolo în debit. În debit. Nu ai ce să-i faci. Am mai spus de nenumărate ori, acele centre pentru minori s-au desființat. Direcția de asistență socială nu are, și la fel, nu are legislația necesară pentru a interveni în acele categorii de persoane care au minori trimiși la cerșit. Distrugerea, infracțiunea de distrugere. Aici mă pricep și ar putea să dezvolt. De asta și vreau să discut cu dumneavoastră. Acei indivizi vor fi prinși. Pentru că deja s-au luat înregistrări de pe camerele video, Poliția Națională lucrează, vor fi prinși. Care este finalitatea? Care sancțiune contravențională. Vine și plătește prejudiciu, care este acolo, nu știu cât vor fi, 10.000 de lei sau cât, așa? Eu oricum am făcut plângere penală și la parchet și la poliție ca cei care au făcut acea nenorocire să fie sancționați, dar nu așa. Nu așa. Dacă nu avem legi adevărate și să înțeleagă, domnule, dacă am stricat, am dat cu piciorul în acel stâlp, ce a făcut acel stâlp ca să-l stricăm? Indiferent că e urât, prost făcut, prost construit parcul, cum mai spun unii alții, trebuie să ținem la... E unul nou, domnule, până la urmă stai și... Cum o fi el? Banii sunt din bugetul local. Fiecare cetățean din Târgu Neamț plătește, acel stâlp îl plătește din taxe și impozite. Dar, așa cum am spus, legislația este proastă și nu putem face absolut nimic decât pe cerșetorie sancțiune, trimis acasă bani în debit, pe aceste distrugeri, recuperezi prejudiciu, rămâne acasă, în loc să-l pui să vină să muncească, să sape la șanțul sau nu știu ce să facă. Asta ar fi o chestiune, da. Munca în folosul comunității, cea dar munca mai bun. Adevărată, nu la bibliotecă, nu la școală. Avem șanțuri de făcut, avem de măturat pe malul Ozanii, sunt lucruri multe de făcut în Târgu Neamț, dar legea nu ne permite. Și poate nu să fiu eu primar, poate veni primar președintele Americii. Cu legislația actuală nu ai ce face. Înțeles. Este o problemă și nu numai la Târgu Neamț. Am spus că e generală. E păcat că nu se discută această problemă. Bun, domnul primar, dacă ar fi acum să propuneți, cum să spun eu, un pact la Târgu Neamț, pe ce domenii l-ați propune? Adică, domnule, hai, voi liberal, voi pro, voi ALDE, cine mai sunteți? Haideți, domnule, ne întâlnim și spunem așa, facem un pact pe, nu știu, învățământ, pe sănătate. Care ar fi domeniile pentru care ați propune? Toate. Ei, toate, dar nu se poate. Toate, că și orașul ăsta are un anumit buget, știți? Și indiferent câte fonduri atragi, bugetul trebuie să-ți permite să funcționeze. Vorbeam în una din zile cu administratorul public, cu doamna Fedeleș, și ne uitam și noi pe rețelele de socializare cu criticile care le avem, care le am eu în special. Nu-i stradă asfaltată, nu-i, nu știu, nu s-a făcut. Dar o întrebare cu care am să insist, în special în campania electorală, aș vrea să le spun oamenilor din Târgu Neamț cum am reușit aceste proiecte, care le-am terminat și care le avem în derulare. Adică aici ar trebui să înțeleagă oamenii, dumne, dacă bugetul este de 1 milion de lei a orașului Târgu Neamț, iar omul ăsta cu echipa lui, cu PSD-ul, cu președintele Consiliului Județean, cu toate partidele și toți consilierii, a investit bugetul local pe 20 de ani. Cum a reușit? De unde a scos acești bani? Da. Așa și aici. În Consiliul Local, în viitorul Consiliul Local și acel SPA care vorbiți dumneavoastră, trebuie să, în primul și în primul rând, să ducem la îndeplinire proiecte care le-am început, că sunt enorm de multe proiecte, iar finanțările sunt asigurate în proporție de 90%. Să continuăm ceea ce am început și să, Doamne ferește, să nu vină altcineva și să îmi spună că nu-i bun proiectul de la Strand sau nu-i bun să rămână o paragină pe acolo. Dar este imposibil. Adică, cum am spus, cred că prioritățile sunt învățământul, sănătatea și turismul. Și aici trebuie să facem pact cu tot ce înseamnă oameni implicați politic la nivel local. Și nu numai local. Acum, trebuie să recunosc că la Târgu Neamț, în general, n-ați avut probleme în Consiliul Local. Nu. Chiar și cei din opoziție, când au fost vorba de proiecte mari, chiar dacă s-a mai discutat pe aici, pe acolo, s-a mai făcut câte o glumă politică, ca să-i spun așa, s-a votat spre deosebire de alte zone. Asta și datorită faptului că ați avut o majoritate
destul de confortabil. Da, dar nu am avut probleme nici cu ceilalți în opoziție. Adică toți au fost, am discutat, tot un fel de pact a fost și în acești 8 ani de zile. Adică am discutat, dom'le, trebuie să fii nebun să nu votezi o investiție cum e Ștrandul. Acolo, în Târgu Neamț, a fost Ștrand de ani de zile. Sau, eu știu, să nu votezi un buget care poate fi discutat cu toți consilierii pliat pe interesul cetățean. Știți ce îmi pare mie rău? Ați făcut dezbaterile pe buget publice. Da. În sală la Casa Culturii. Casa Culturii. Și au venit foarte puțini oameni să discute despre buget. Pentru că aici este o altă poveste. Nu te duci să discuți bugetul, nu vii cu propuneri la buget, după aceea vii și spui, doamne, dar nu s-a asfaltat aia. Critici. Deci nu s-a asfaltat. Bun, ai avut elementul democratic să te duci și să spui, putea să vină nu unul de pe o stradă, puteau să vină 15 să discute acolo. Discută civilizat, frumos. Și aici este o altă poveste, aceea colaborării, aceea, să spunem, directe între primărie și cetățean. Degeaba pun... Consilierul local și cetățean de pe zone. A, vedeți, așa. Să meargă să-i spună, domnule. Asta vreau să intervin aici, că asta e treaba noastră a echipei, domnului primar, adică a consilierilor locali, să identificăm problemele, discutăm cu cetățeanul și să-l prezentăm în consiliu. Să convingem cetățeanul că nu poți, dintr-un buget de, al orașului de 1 milion de lei, dau exemplu, nu poți face ceea ce ar trebui să faci. Adică nu poți asfalta 20 km de stradă din bugetul local. Adică cetățeanul trebuie să înțeleagă că există bune intenții și proiecte dorință de rulare. Se face și da. Proiecte în derulare, dar... Toate la timpul lor. Exact. Da. Ce să zic, vă doresc succes în ceea ce doriți să realizați. Mulțumim. Aștept să prezentați și alți membri ai echipei, pentru că e foarte important ca ei să fie percepuți de comunități ca fiind ai lor. Dom'le, ăsta este omul, da, l-am văzut acolo, ăsta ține legătura cu mine pe zona Humulești. Și termenem țin din Humulești. Când aveți o problemă, căutați-l pe domnul Andoni. Să-l trageți de mâine. Și mai avem un humuleștean cu vechime în Consiliul Local, domnul Tumișescu, care este din zona Humulești, deal, vale. Trageți amândoi de mânecă și după aceea aici că îl trag pe domnul primar de mânecă. Deci se cheamă trasul de mânecă. Vă doresc multă baftă, succes și să ne vedem sănătoși la altă emisiune. Oameni buni, 2 cafele aici de dimineață, de data aceasta 2 cafele social-democrate au fost. Să vedem în zilele următoare ce fel de cafea avem, pentru că noi asta ne dorim, să vă prezentăm pe toată lumea, tot cei care încearcă să prezinte proiecte și dumneavoastră nu vă rămâne decât să alegeți ceea ce credeți că vă reprezintă. Cele bune!